noastră? Bine ați venit în comuna noastră. Bine v-am găsit. Să o stăpâniți sănătos. Dau o bucată, doamnă. Astăzi a fost inaugurat în comuna Turbura programul Biblionet, care permite cetățenilor acces nelimitat la internet și informații. Cred că această important proiect cu acest Biblionet este benefic pentru comuna noastră și e un lucru care pentru copiii noștri este destul de bun. Olimpia Bratu, directorul Bibliotecii Județene Cristian Tel din Târgu Jiu, le-a explicat celor prezenți mai multe lucruri despre proiect și a amânat primarului Ion Bârcă o diplomă de onoare. Scopul acestui program este de a accesibiliza informația pentru public. De aceea aceste centre cu calculatoare care permit accesul public la internet în mod gratuit. Și în afară de aceasta, Biblionet își propune să dea o nouă dimensiune meseriei de bibliotecar. Cei care se bucură cel mai mult sunt copiii din Turbura. Ce faci aici? Mă joc diferite jocuri, intru pe Messenger, vorbesc cu prietenii și îmi caut și informații. E bine aici? Da. Îți place? Da. Tu acasă aveai internet? Da, am și acasă. Dar vii și aici? Da, vii și aici. O carte? Este mai distractiv aici decât acasă. Îți place? Da. Ce face? Mă uit pe diferite cărți, citesc, aflu diferite informații și intru pe Messenger, pe diferite programe. Bibliotecara din Turbura este mulțumită de noua investiție în bibliotecă. E un necesar comunei și este gratuit accesul și toți elevii de la școală, toți locuitorii comunii vin să viziteze biblioteca mai mult cum o vizitau înainte. Vin copiii acum? Da, vin. Vin foarte mult, accesează, vin și cei învârstnici, vin și cei care sunt șomeri și nu au loc de muncă, își caută un loc de muncă pe internet. Este ceva util și folositor comunei. Și cum inaugurarea a fost motiv de sărbătoare pentru elevii din Turbura, ei au pregătit momente artistice. Iată, din acest paragraf, buburuzele au plecat la plimbare. Stați! Unde plecați fără explicație? Strigă o propoziție din răzoare. Ne lăsați fără semne de punctuație?